astăzi i-am furat contul de Brawl Stars la Andrei direct. Pregătiți-vă că îi dau faliment, că vă conduce bine, are 14.000 de bănuți acum. Nu cred așa ceva, în locul 69 de bănuți. Nu. Get low with the, nu știu ce era. Iar la loc, bă, nu pot să... Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un nou video. De această dată am revenit pe Brawl Stars. M-ați auzit bine, pe Brawl Stars. N-am mai jucat jocul ăsta de o grămadă de timp. Și suntem alături de Matey în acest episod. Este prima lui apariție la mine pe canal, așa că nu uitați da și un subscribe la el pe canal, aveți linkul în descriere. Astăzi i-am furat contul de Brawl Stars la Andrei direct, îi controlez tot aici. Pregătiți-vă că îi dau faliment, că vă conduce bine, are 14.000 de bănuți acolo, 491 de gemuri. Am 500 de gemuri și eu sunt om care nu are nici măcar un skin. Deci Matey, astăzi presupun că o să-mi iei un skin, poate, pe acolo de pe shop, nu știu. Ai grijă ce-mi kill tip aici, că nu prea e combinație. Un vedea rămâne de văzut, Andrei. În primul rând vreau să mă uit la Brawl. Ia intră puțin la Brawl, să văd ce ai acolo Brawl. Mamă, da. Câți Brawler sunt în joc? Bun. Băi, câți Brawler s-au băgat? De pe Most Trophies. Primul lucru pe care vreau să-l faci este să îi dai aburi la Shelly, că parcă mă enervează pe ochi așa. E bine, e bine. Are așa, dă-i select. Ia, dă-i pe Brawler pe care ai cele... pe care ai zero trofee, că vreau să văd cum te descurci pe un Brawler pe care n-ai jucat în viața ta. Dă-i la Most... A, ăsta e? A, 147 pe B. Da, ăsta e. A, ăla era? Da. Bea? Da, okay. da. Dă-i pe B direct și vreau să rup tot. Dacă nu câștigi ăsta, va trebui să cumperi ce vreau eu de pe shop. O să mă uit, încă nu mi-am ales ce și ne uităm acolo ce cumperi, da? Hai, chat, play. Chat, ok, începe circul. Hai să vezi ce fac, Andrei, te rup efectiv, te rup de data asta. Nu e combinație, sincer zic. Mamă, deci îl câștigi neapărat. Ok, ok. Nu știu cum o să câștigi cu B pe modul try hard. Mapa asta, da, ai. Nu prea e de harta asta sau? Eu așa zic. Deci l-am ales aici pe Mythic, e așa cu pro player reală pe Brawl Stars. Eu n-am mai jucat de o grămadă de timp. Hai că cu pro player, ia, pro player reală dacă e. Și e Mythic cu română, e bine. Ești cu română, și acolo, sunt pro player. Ia, mergi și bate-te, nu te trage pe fund. Eu nu mă trag pe fund, dar facem aici, că trebuie să am și puncte, că dacă n-am... Oh, fii antrenă, că pe care este asta. Opa, pa. Dacă te... Mamă, stai puțin, că chiar era aproape să mă omoare, ești nebun? Acum că mă gândesc, că nu prea am așa multă viață pe ăsta. Prea am jucat cu Bea, după cum se și vede. Ok. Mamă, dar sunt slabi ăștia, bă, nu pot să cred așa ce aș. Păi da, am trofee puține. De asta zic, acum am ajuns la trofee puține, nu mai e... Uite, vezi, e simplu, gata, îl câștig. Mă gândeam că nu te știi, te duci, te bagi în ei. Mă gândeam că faci tu greșelile. Păi, băi, eu știu să joc Brawl Stars, dar n-am mai jucat de o grămadă de timp. N-am trofee că n-am mai jucat de o grămadă de timp. Ne apucăm de Brawl Stars, ia spuneți acolo în comentarii. Ne apucăm de Brawl Stars cu live-ul, cu nebunii, să facem mai des, ia ziceți acolo. Hai să vedem, Andrei. Dați seama că nu devine acolo jocul principal, dar să postăm mai des niște Brawl Stars acolo. Hai să vedem, eu zic că pe ăsta nu-l bați, eu așa zic. Nu-l Nu pot! Oh! Bun, ok, bun, bravo. Acum ia zi, ce se întâmplă? Păi acum nu se mai întâmplă nimic, te duci pe Brawler în primul rând. Vreau un Brawler pe care e cel mai puține trofee, ăla să-l upgradezi ca să ți se ducă banii, da? Piper? Vreau pe Piper, da, upgradezi pe Piper. Elegeri, mai dăm? Dă-i. Se vede că nu joc cu Piper, mai bine dai pe Piper. Ia direct power 70, nebun. Ok, let's go. Vreau de la Brawl pe acolo. Da. Rewards, hai să vedem, ia vezi că ai ceva mocap acolo. Rewards? Da, uite, zic că e big box ăla, hai să vedem. Mamă, vezi că erau mișto astea. A? Da, e că îmi intră și mie ceva, nu-mi intră nimica. Nimic, hai, dă-i n-a... A, vezi că mai la preview season, bă, Andrei, ia de-i acolo. Preview season? Hai acolo. Ia vezi câte are omul meu. Am jucat și la școală, am jucat și puțin la școală. Ia, hai, deschide-le astea. Mamă, trebuie să le deschid pe astea. Mamă, eu cred că le-am pierdut. Hai să-i dăm drumul. Hai, dacă nu e măcar două în locuri. Două în locuri la Brawler? Da. Dacă nu e două în locuri, o să trebuiască din atâtea, trebuie să-mi dea de la tine, deci neapărat. Acum vine. O să mă uit, o să-mi aleg. Rămâne surpriză, păstrăm surpriza, Andrei. Mamă, 500 de gemuri, aia zic. Hai, let's go. Opa, dar trebuie să fie așa. 40. Da, uite că și aia și la 46 se poate. Hai, să vedem. Deci, 3, 2, 1. Oh, dar nu știu ce e ăsta. Mythic e, Byron. Bă, e bun? E bun Mythic, ești nebun la cap, bă, e bun.
Bine-ți, bă! Bă, mie nașpa că nu mai știu brawlerii, nu știam ce-mi pică, dacă era bun sau nașpa, dacă să mă bucur sau nu, dar e meeting, ești nebun, e bun. Mamă, trebuie să... Dacă mă apuc cu ăsta acum să joc, habar n-am cu ce se mănâncă, pe bune, zic. Hai, let's go. Let's go. Dă-i mai repede. De cât timp e Byron-ul? Opa! Bă, cred așa ceva în locul 69 de bănuți. Ce? Nu pot să cred, e rar să ai 69, gen, trebuie să ai sub 40 de bănuți sau 42-43 pe acolo, cam acolo știi că îți cam pică în loc. Foarte rar îți pică când ai peste 50 de bănuți, 60-70. Eu v-am spus că matey se pricepe la asta, eu nu mai știu care sunt regulile. 3, 2, 1 și... Hai că deja ne învățăm. Și ai deschis decât 6... boxuri, băi, păi da, am o grămadă de deschis, mai am o grămadă de chestii pe care nu le am și trebuie să le primești, aia e chestia. Brawl box, ia asta nu-mi pică nimic, așa. Asta e slab. Big box-ul. Mă, urmează mega box după. 3. Dacă trebuie să spui. În loc, iară, nu pot să cred. Iară? Vărule, iar are ăsta în loc. Acum era garantat, știi că ți-a dat sub 40. Băi, câte în locuri, mă, ești nebun. M-a rupt, ia, deci 3, 2, 1 și... Bă, da, e bun? Da. E bun ăsta sau un recover sau așa? E bun, bun, e bine, un star power. Asta îmi place la mega box-ul acum, ține-te bine. Ia, hai să vedem. Dă-i. Deci, trebuie să fie... 6, na. Trebuie să fie 6. N-am în loc, bă, păi, și aveam pretenții la el, bă. N-ai în loc. Bă, măcar îmi dă pe deci, a fi pe prostea să-mi fur norocul. Hai că mai am pe aici, mă, dacă te am, frate. Dă-i pe... vezi că token doubler, e bune astea. Da, nebunie, nenorocire. Oh, star power, band-aid. E bun? Bă, e bine, mă, de-ai luat dintr-un brawl box al loc, ești nebun, e bine. Ca să aia zic, câte am luat al locului, câte am avut până acum, 4, 3? 4, da. Acolo. Big box, iau și din ăsta, din ăsta iau. Hai că iau. Hai că ai luat. Mamă, tu știi ce făceam eu când deschideam mega box-ul? Băgam piese de alea mișto că făceam live-uri, știi? Și deschideam și făgeam aici cu rugăciuni, cu de alea, cu toate nebunile când deschideam. Hai mă, fii antena acum. Lasă, îți fac eu sunet. Get, hai, să se audă pe drop. Get low, when the, nu știu ce era. Iar la loc, bă, nu pot să cum. Bă, acum am dat un brawler, dar dă de la șmecher, fii antena, că acum am dat de la șmecher. Vedeți, dacă nu e piesă la mega box, nu pică. Deci dacă nu e o piesă acolo ceva să fie pe fund, dar nu pică, mă, n-ai cum. Așa e la mine. Dynamic, frumos, Piper. Și acum, te rog eu, nu un gadget, nu mă dezamăgi măcar cu un gadget, te rog. Nu, și aveam așa nevoie de gadgeturi, mi-am luat și o țeacă. Bă, am făcut rost de un brawler astăzi. Deci e bine. Ia stai că vreau să văd și eu puțin. Dar nu știu, o să vrească să-mi dai un... să mă joc cu ăsta neapărat. Byron. Upgradează-l în primul, vreau să-l upgradezi, Andrei. Vreau să-l upgradezi. Ok, Byron. Let's go. Bine. De acum... ce trebuie să fac acum? Nu, acum vreau să te bag un pic și pe șomă. Că nu te-ai băgat deloc pe șop. Ia-i okay. Pe șop. Mamă, 15 gemuri. Din mai încolo. Ok. Ai gemuri, o duci bine. În primul rând cumpăr alea două gadget-uri care sunt acolo la Daily Deals, cu 1000. Bam, gadget. Bun. Sunt măcar folositoare astea, cred că da, nu? Bă, sunt. Merge acolo, așa. Okay, ești bine. Hai, să vedem mai încolo ce skin. Ia că băgăm și un ăsta că e gratis. Ia, hai să vedem ce skin-ul am. Trebuie să cumperi și un skin astăzi. N-am niciun skin, așa că ai grijă ce mi alegi. Deci ce alegi tu ăla al iau, din păcate, vreau, n-am vreau ce face. Vreau să te trolez. Zi-mi, fă-mi un top cu skin-urile care îți plac cel mai mult de aici. Fă-mi un top, așa, un top. Să mor de știu să-ți fac un top. Bine, zi-mi care e cel mai urât de aici și care e cel mai frumos de aici. Cel mai urât? Băi, nu zic că poate mă pui să nu, tu alegi. Că mă Băi, l-am văzut care e cel mai urât. Mie cel mai urât mi se pare Cero Porteno Colt ăla. Vreau să-l cumperi pe ăla. Colt? Da. Mamă, mă, 49 de gemuri ăsta? Văzi că nu e așa urât. E ok, chiar așa. Ok. Știi că, deci ăsta le-au, da? Da. Primul meu skin ăsta o să fie, guys. Primul meu skin pe care îl iau. Ăsta este Latin America. Okay. Da, au avut ăștia colaborare cu o ligă din America de fotbal. Bun, ia dă-i înapoi. Mie asta mi se părea, mă. Dar de fapt ăsta poate e mișto, de fapt. Dar vezi că ăsta nu e chiar așa urât. Adică l-au mai mulți, e, e decent. Dar mamă, ăsta e urât. Și ăsta e urât de tot. Ia, ieși, dă-i înapoi. Și acum, așa de final, eu zic că îți permiți și tu să dai un match cu Byron. Eu așa zic. Un match de Byron? Da, vreau să văd acolo cum te descurci cu Byron, nu? Și dacă nu,
dacă nu dacă nu câștigi cu Byron, vreau, știi ce trebuie să faci dacă nu câștigi cu Byron? Zi. Îți dezinstalezi Brawl Stars-ul. Hai. E pe viață sau pe moarte, Andrei. Nu e Caterinca, ce. Bă, dar nu știu cu ce se mănâncă ăsta, pe bune, nu știu cum trage, deci deloc nu știu cu ce se mănâncă, nu știu cum trage ăsta. Nu o să te ajut. Deci, ok, nu mă ajut, hai să învăț, deci... Ok, what? Deci e de distanță, văd, pare să fie de distanță. A, nu știu, nu, dar n-are multă viață. Mamă, n-are multă viață, chat. Dă mai mult damage la distanță, e cu poison, ok. Da. Uite, hai să faci răzdeci. Te prinzi. Mă, că ne descurcăm noi cumva, că suntem la trofee puțin, e ok. Deci, guys, adică gândește că eu la școală, că mă jucam, câștigam în continuu, adică n-aveam nicio treabă. Deci au murit ăștia, mă. Da, asta zic că e ușor, suntem la trofee puține. Bine. Cred că faci Andrei Winu și nu-și deinstalează în Brawl Stars, băi, chat. Nu, îmi deinstalez Brawl Stars, zic. Hai să edem. Dă-i. Că mă încoace, mărlanule, opa. Da, mă, ăștia, bă, dar sunt slab. Ce face ultimata asta, că nu știu, ia. Aia vezi eu, pac. Poison dădea sau ce vedea? Dă un poison. Nice. Gata, mă, 1v1. Stai cu minte. Dar ăsta cred că stă în bush. Eu așa presimt. În bush? Bă, mamă, cum era să mă bată ăsta acum? Ia fi întrebat, ce fac cu ăsta? Nu știu, ia, dai superul, dai superul direct în bush-ul ăla, dai superul. Păi dau direct așa, să se ducă. Da. Du-te, dică, hai. Hai. Credeam că are poison de tot gen, îi ține poison-ul. Vreau să moară de la zonă. O să moară de la zonă, eu așa. Nu chiar. Da, dă-i acum, dă-i. Mă duc. Du-te, mă, că e slab ăsta, e noob. Știu că e noob, dar zic așa, vreau să bagi. Trebuie să se gândească și el. Doamne, stătea acolo, mă. Da, mă, stă la trofee puține, chat. Deci data viitoare revin cu trofeele pe care le merit și eu. Că acum am rămas în urmă rău cu trofeele. Acum sunt nu pe la trofeele astea, așa, nu știu, nici nu știu exact. Pe la câte trofee se învârte acum ar trebui să fiu eu, nici nu știu. Habar n-am. Am 9300, gen... Și atunci erau puține. Dacă ai juca, ai putea să fii lejer 20.000, zic eu. Și eu cred, da. Mamă, mai am și clubul ăsta pe aici. Bă, deci clubul ăsta era în top pe România. Dar acum nu mai e. Mamă, 30 de mii. Dacă l-ai face full, tot ai fi în top. Ia uite-l pe ăsta cu 30.000 de trofei aici. Ce cauți, boss? Ce cauți la mine în clan, mă, că eu nu mă juc? De 5 ore n-am mai jucat, de ce ori? Dar uite că sunt activ de băieții, uite, mai sunt unii de o oră, mai sunt și de o zi, două, șase zile. Păi și era în top ăsta, că în ultima dată când m-am uitat era prin 70 top. Puteți intra aici în club, guys, dacă vreți să intrați, cu cea mai mare plăcere vă aștept aici, că mă are apuc și eu poate de Brawl Stars când mă plictisesc pe acolo, mai băgăm un Brawl Stars. Am păcălit un brawler astăzi, ceea ce e bine, am făcut rost de un skin, cam urâțel așa. Dar o să mai face rost de skin-uri, guys, așa că dacă mai vreți să mai vedeți episoade sau content cu Brawl Stars, nu uitați dați pe acolo pe butonul de like, îi mulțumim de această prezență lui Matey în acest episod și că nu ne-a chinuit chiar așa de rău, a fost ok, chiar a fost foarte ok, am păcălit un brawler, eu sunt bucuros, că dacă nu erai tu nici că mă mai luam din preview season, pe bune zic, că eu credeam că nu mai pot să-mi iau nimic, că eram salut, gata, da, am pierdut tot ce am făcut. Da, mă, guys, cam atât am fost cu acest episod, sper că v-a plăcut, eu am fost Andrei alături de Matey și ne auzim data viitoare. Vă pup, ceau!